Salutare la toată lumea și bine ați venit la canalul meu de YouTube, TDHAM. Astăzi vreau să fac încă un video la cum se rezolvă o problemă. Este vorba despre o problemă de conexiune la o cameră Canon 750D sau Rebel T6i, cum se mai întâlnesc și în alte state. Am încercat să conectez cablu de date, să descarc niște poze. Și efectiv, când am pornit camera, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și am zis, bă, ce se întâmplă, ținând cont că aparatul este relativ nou, are doar 4 luni de zile. Bun, am căutat problema pe forumuri, pentru că n-am găsit un video pe YouTube să lămurească problema. Am încercat zilele trecute de am conectat-o la telefonul mobil și, bineînțeles, utilizând Wi-Fi-ul. Wi-Fi-ul a rămas pornit și din cauza aceasta cablu de date nu se conectează la calculator. Tot ce trebuie să facem este să deconectăm Wi-Fi-ul, oprim camera, introducem din nou cablu în cameră, după care o pornim. Și după cum vedeți, a apărut programul de la Canon, camera este conectată la calculator. Bun, am înțeles că numai modelele de camere foto DSLR de la Canon și care au tehnologia Wi-Fi au această problemă, sau mă rog, eu o numesc problemă pentru că n-am știut de ea și m-a cam încurcat. Sper că vă ajută și pe voi dacă treceți acest video, dacă treceți prin problema asta. Și sper să nu fiți nevoiți să o căutați cum am căutat-o eu pe forumuri. Bun, dați un thumbs up videoului dacă v-a plăcut, un thumbs down dacă nu v-a plăcut. Abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru mai multe videouri de acest gen. O zi bună!